culoarea mine. Și duceți vestea și cuvântul meu mai departe. Pentru că se dă o luptă crâncenă în văzdu. Pentru teritoriul țării și pentru lucrarea ce se desfășoară. Și este însemnat un potir special în care se adună rugăciunile pentru țară. Și vă vreau mijlocitor care să depună rugăciunea în această vreme cu insistență în potirul care este purtat în prezența mea, zice Domnul. Pentru că vânzătorii și-au făcut lucrarea și Duhul lui Iuda le-a venit în ajutor. Și-au făcut o reția pe care au împânzit-o și-au fixat fiecare not în așa fel încât să nu le poată fi stricată lucrătura. Și-au plan de nimicire, zice Domnul. Dar eu, zice Domnul, am întocmit un plan de răscumpărare, că vreau să răscumpăr pe ai mei, chiar dacă sunt vânduți de interese omenești, vreau să-i răscumpăr din acest târg al vânzării. De aceea, acum e vremea în care se adună rugăciunile în potir, ca să dovedesc acestor căpetenii diavolești, care deja chiuie de bucurie că și-au împlinit parte din plan, să le dovedesc că din pricina potirului cu rugăciuni ale sfinților care mă cheamă cu sinceritate, am să intervin cu mână tare și braț puternic. Și voi răscumpăra teritorii și locuri însemnate unde îndurarea va lucra o crotire și viață pentru ai mei, zice Domnul. Și vreau să vă număr între cei protejați și izbăviți. Aleluia. De aceea voi faceți-vă partea și duceți vestea mai departe, că-i nevoie să fie umplut potirul rugăciunii cu mijlocire specială pentru țară, ca să fie răscumpărat cei sortiți vieții și să fie înălțat steag de biruință în urma lucrării pe care o va face dreapta mea, zice Domnul.